Hei, salutări prieteni și bine v-am regăsit! Pentru că foarte multe comentarii lăsate de voi la episodul anterior se refereau la fața de piele, astăzi vom vorbi despre el. Să începem! Masacrul din Texas. Cel mai celebru film horror din toate timpurile este inspirat din fapte reale. Personajul principal, față de piele. Fiind de fapt într-o chipare a unui psihopat din Wisconsin, Statele Unite ale Americii. Pe nume Edward Jane. S-a născut într-o familie de fermieri, în care Ed, așa cum era alintat, era deseori victima a bătăilor tatălui său, măceral și alcoolic. Mama sa, în schimb, era o femeie foarte religioasă, care în fața unui soț abuzator a decis să-și educe fiul pentru a-i nu urma exemplul. Copilul a trăit dintotdeauna printre animale moarte și sânge. Scenele în care tatăl tăia porci, iar mama sa îi despica pentru a le scoate organele, erau la ordinea zilei. După ce a fost retras de la școală și îndepărtat de tot ceea ce se presupunea o copilărie, sub strictă observație a mamei, Edward și-a creat propria lui lume în interiorul abatorului. A devenit pasionat de sânge, citea cărți tematice, își ura tatăl și își idolatriza mama. Rămas singur după decesul părinților, Edward Jane era cunoscut de vecini ca un om calm, zâmbitor, care sărea în ajutorul oricui, mai ales când venea vorba de a îngriji copiii în timp ce părinții acestora erau plecați. Mergea uneori la barul din sat pentru a bea o bere rece după o zi obositoare de muncă în abator. Brusc, Mary Hogan, proprietarea barului, dispăruse, lăsând în urmă câteva pete de sânge, care au convins polițiștii că aceasta a fost ucisă, aparent pentru a fi jefuită. În timpul investigațiilor, un bărbat care lucra la fabrica de cherestea declară că a văzut deseori în bar că Mary era privită insistent de un măcelar din sat. Nu a dat importanță și s-a amuzat de faptul că Ed ar putea fi îndrăgostit de femeie. Ba chiar i-a spus acestuia după dispariție că dacă ar fi avut curajul să vorbească deschis despre sentimentele sale, poate i-ar fi gătit ceva la fermă și nu ar mai fi dispărut. Edward Jane s-a holbat la tâmplar și cu o voce restită i-a spus acestuia că Mary nu a dispărut, este la fermă. Tâmplarul a râs și nu a dat importanță. La puțin timp, fiul unei vânzătoare din sat a reclamat dispariția mamei sale. În magazin au fost găsite urme de sânge, iar în caietul de evidență contabilă, Edward Jane figura ca ultimul client. Astfel, măcelarul a devenit principalul suspect. O percheziție în casa bărbatului avea să scoată la suprafață inimaginabilul. Polițiștii au găsit zeci de cadavre de femei, printre care și cele două femei dispărute. Unele dintre victime aveau pielea jupuită precum animalele, iar altele corpul despicat de cap. În mijlocul abatorului atârna o femeie cu picioarele în jos, fără cap, pe care măcelarul o prelucra chiar în acel moment. În bucătărie jumătăți de cranii țineau loc de farfurii, bucăți de carne atârnau în scopul de a fi gătite, iar scaunele din casă erau făcute cu oase umane și îmbrăcate cu piele de om. Într-o cutie de lemn au fost găsite măști făcute din pielea victimelor, iar întreaga casă era decorată cu rămășițe de cadavre. Singura cameră normală era a mamei lui, ținută închisă încă de la moartea acesteia, 12 ani în urmă. În tot acest timp, Edward Jane s-a transformat într-un criminal odios, cu o pasiune diabolică pentru sânge și moarte. A ucis zeci de femei și a dezgropat alte zeci pentru a jupui pielea umană din care își colecționa haine, măști și diverse obiecte de decor. Și a recunoscut faptele și a declarat autorităților că mama sa a murit, dar continuă să îi vorbească, chiar l-a învățat să coasă și să confecționeze rochii superbe din piele, că își dorește să devină și el o femeie. Edward Jane a fost condamnat la închisoare pe viață. Medicii specialiști au stabilit că bărbatul suferea de o boală numită complexul Oedip. Era profund îndrăgostit de mama sa,
dar ura în același timp femeia care nu se ridica la înălțimea mamei. De asemenea, personalitatea bolnavă a bărbatului era conturată de inclinații către voyeurism, travestism, fetișism și chiar necrofilie. Asta a fost tot pentru episodul de azi. Eu îți mulțumesc pentru vizionare și vreau să spun că, într-adevăr, aceasta este o poveste de-a dreptul îngrozitoare. Lasă în comentarii cu ce vrei să fie următorul episod și te salut!